Clubul sportiv Tigrul din Rădăuți, în colaborare cu Direcția pentru Sport a județului Suceava și MTB Club Bucovina, organizează sâmbătă la Rădăuți cea de-a doua ediție a manifestării Crosul Tineretului, o nouă șansă. După festivitatea de deschidere programată la ora 9, participanții se vor întrece în proba de cross pe o distanță de 1200 de metri, linia de start cât și cea de sosire fiind postate în parcarea centrală a orașului. Va urma apoi proba de ciclocross, unde pasionații sportului pe două roți vor concura pe o distanță totală de 6000 de metri. Manifestarea de la Rădăuți mai programează o întrecere pe role pe o lungime de 2400 de metri, precum și o demonstrație de BMX Street. Evenimentul se va încheia în jurul orei 13 cu festivitatea de premiere, urmată de un concurs demonstrativ.